Deci, oameni buni, am lăsat pe mâini bune salamul. Uitați aici cine vrea să ajungă la el. Ajunge. Nu știu, nu ajunge, n-are cum. Cum să? Nu are cum să ajungă acolo. Hai să și că el vrea cumva să ajungă, dar nu ajunge. Ce fain miroase. Așa e Pepi, miroase fain? Încă cum? Mami, păzește-l, Pepi. Așa e Pepi. Încă ce fain miroase. Păzește-l. Uite acolo să și mângâs. Vai, Pepi, ce ai ajuns. Așa e? Zu, Pepi. Lasă păsările, că păsările n-are treabă cu tine. Da. Deci Pepi are speranțe. Are speranțe, Pepi. Tu ce faci acolo? Mă rămas niște lalele care aș vrea să le pun, dar uite că pământul da, Pepi, ai speranțe. Așa e? Uitare pământul. Da, da. Uitare pământul, nu poți să faci nimic cu el. Zi, Pepi, ai speranțe să mânci un salam? Așa e? Da, știu eu. Îți miroase frumos. Uite acolo. Numai dacă dai sapa mică. Sapa mică e acolo. Uite acolo e sapa mică. Eu n-ajung acolo. Dar eu cum să că îi gardul și n-am cum să ți-l iau. Păi hai să punem noi două. Mie mi-e frig. Ia, du-te ia bundă pe tine. Bundă? Ați auzit? Bundă. Pa. Numai pe vremuri s-au auzit. Da, că acum nu mai este bunz. Acum nu mai e nimeni bunz, că nu mai e gerul ăla ce-a fost. Acum ia fâșuri. Fâșuri. Deși fâșuri. În anii 90 s-au auzit de fâșuri. Fâșuri. Dar da. De ce am eu luat asta? Nu știu. Nu, asta-mi trebuie. În anii 90 s-au auzit de fâșuri. Da. Deci... Nu știu unde e. Nici eu nu știu. Du-te să vezi la copacul ăla. Copac? Da, acolo la păr. Ciuciu, tu ce zici? A, tu ai os. Ok, am înțeles. Ha? Ciuciu, nu e aici. Nici aici nu-i. Da. Ok. Hai, da, iubire. Ai terminat? Da, hai să facem. Păi hai să facem plăcinta. Mami, acum e soare. Și... Pepi, ce-i baiu? Momentul potrivit. Iar merg la salam, Pepi. Hm? Gata, au plecat, Pepi. Nu, nu. S-a dus la vecină. Aici trebuie o greblă și grebla tot și... Cine se face? Noi. Eu și fac... în partea aia altă, dar o greblă mai mică, știi? Deci eu nu din aia mare. Trebuie din aia micuță. Când mergem la Dedeman trebuie să iau o greblă și acadăm repede cu grebla aia micuță, că este... Și gata. Vezi că acolo mai e just ceva cepe. L-am tot îți faci papucii noi cu pământ. Ara? Tu ce zici, Ara? Ara? Da, Ara! Hai să-ți fac o poză. Oh, că ai plecat! Aha, ok. Și ce culori sunt aici? Că nici nu mai știu ce culori am luat noi. Chiar nu mai știu.
Le pui una lângă alta? Păi să fie zis. Tufă? Da. Aha. Deci astea au rămas așa, au rămas de design. Poate o să le bag eu în pământ când fac cu grebla aici, că ar fi fain. Care? Astea. Păi acum le bagi și te filmezi. Că de, nu știu când vine ploaie, mai știu ce vine și acum e momentul, că nu-i frig. O să vină ploi de miercuri, joi încolo. Da, uite așa. Știu că se pune în octombrie, dar așa a fost pământul de tare, că am vrut să pun, să știți. Era ca betonul. Da, că nu a fost ploi. Doar acum că o mai ploua ceva, da. Putem să punem, că n-am putut. Era beton. Nu a fost ploi în toamna asta, nu prea a fost și de-abia acum. Ce-o nins și o să mă vină acum, săptămâna asta ploi. S-o mai muia, de altfel? Da. Nu s-ar fi putut. Așa, tu continui partea asta, du-te în sertarul primul de sus, unde ținem noi farfurile de da. Mâncare. Mai este o pumpă. Șic. Porunciu. Da, porunciu. Porunciu. Și ia că așa, ăsta trebuie afară. Da, ăsta ce e aici? Urzică. Du-te. Avem și urzici? No, hai, mami. Deci avem și urzici la noi. În grădină. Așa, vezi, să o pui dreaptă, să nu iasă când. Deci credeți-ne că nu și ei, ei ăla, așa. Nu mai știm ce culori am pus. Ăla să lei. Nu ăla, mami, ăla, ăla. Ăsta tot? Nu, dragă. Acolo sus unde vine, acolo. Acolo trebuie luat. Ca să dee. Dar l-ai dezbrăcat complet. Eu nu l-am dezbrăcat, așa l-am cumpărat. Așa, gata, pune. Și mai iasă? Păi... Dacă l-ai dezbrăcat, adică l-ai dezbrăcat. Vârful ăla trebuie totdeauna să-i lei. Așa. Dacă și câte râne avem aici. Avem familie. Na, dacă ar fi fost un pământ bun, ai fi împins în pământ și ar fi intrat. Dar de unde? Că e pământul beton. Și acum, după ploaie, mai ai unde să pui? Unul acolo. Dar e prea sus ăla. Mai fă-i loc. Așa frumos să-i faci loc, că mai ai și trandafirul lui Daci, care... Nu, atunci, aici, așa și gata. Așa. No, acum acoperă. Ia punga și mai are și acolo pământ, unde e punga. Ia-o așa și trage pământul. Vezi, lasă și la trandafir. Nu ia de trandafir. Așa. Că aici nu mai am, cum să mai pun aici? Dacă... Ia bețișorul ăla de mătură, ia-l de acolo și mai dă-i așa cu sapa să mai iei pământ de acolo, știi? Să mai aduni pământ ca să pui aici. Așa, și îndreaptă-l. Îndreaptă-l așa, nu numai acolo, în partea aia. Acum trage și la trandafirul ăsta pământ. Ăsta nu știu ce coată aici. A fost la trandafirul ăla. Mă gâdă la părul. Mă gâdă la și... Ia ca așa.
Nu, ok. Să intru, dar fi frumos. Și acum aici partea asta. Nu știu cine, cred că Natalia a aruncat sticla. Sticla asta din Veronica. Aruncată Natalia aici ca să mântă, vezi? Aici pune mami, așa lung. Așa? Nu, nu, uită-te la mine. Deci ei astea galbene le pui pe câtă tine, pe partea ta, că ei sunt aici aplicate. Păi uite așa să vadă aici, trandă ăia. Să se vadă la primăvară. Deci alea le iei și le dai câtă tine. Așa. Și aici faci... Face așa în lungul, un șanț. La picioare, să scot astea afară. Dar tu poți să lași punga de mână, că n-are nimic. Așa. Dar aici a fost ceva. Nu a fost nimic. Așa. Deci, aici, nu știu ce e, în grădina asta, dar ui. Ui ceva. Vedeți? Acum, da, dă-l încoace. Așa, dă. Na, ți-l dau ție? Nu! A. Păi să-ți dă-l încoace. Păi în gard, așa, să-l bagi, să iasă afară. Ok. Uite că mă enervează ăsta. Uite că fac altfel. Ridică-te sus, că poate n-ai poziție. Da, am poziție. Că trebuie cât mai afund, că dacă nu îngheață. Am poziție, dar uite, nu pot de ăsta, nu pot de ăsta, deci e foarte mic aici. În cauza aia zic că... Așa. Joarda aia unde te țin tu, nu e nimic, e egal cu zero. Dar nu știu ce e aici. Aia zic că, uite. Aia trebuie ruptă. Nu-i joarda, e de la floarea. Știu, ta. Știu. Nu așa, și acum vin cu acea câtă trandafir și fă șanțul mai gros, mai adânc. Așa, așa. Mai. Asta trebuia eu cu Natalia, dar acum bine că nu ne vede. O să zic că... Hai, pune floarele. Acum e cam frig. Natalia nu poate să pună aia acum. Ar fi făcut eu șanțul și ar fi pus. Dar ăla nu-i bine câtă trandafir. E prea sus. Apoi ajunge aici. Nu ăla lua de jos, numai vârful. Ok, ăla. Nu vezi cum îl faci de sus. E prea puțin luat din pământ. Nu mai pune, mai ia. Mai iau de aici? Din pământ, mama. Lasă coaja. Aia prima nu-i bine pusă, aia. E prea sus. Vezi? Deja o dat. Vezi? Măi, mă. Doamne, dumneavoastră. Atât. Și la primăvară avem, cum le chemă, lalele. Nu mai pune. Ok. La mine, la cap a venit una. No, bine o fi. Aici mai pune restul. Aici. În față, uite aici. Deci m-a aranjat deja asta.
Unde să pun? Nu știi când am avut aici la Lele. Și așa vă cum intru eu aici. Uite așa, da, astea încolo cât casa lui vecinul. Și aici ai și sunt multe. La care, uite, ăsta mă... Stai că-ți dau să le tai. Că văd că te deranjează. Acolo, acolo jos, le tai, le tai jos, așa, alea, așa, așa. Da, vor ieși ele singură. Așa. Da, da. Ad aici alea, să le arunc. Așa. Și aici unde te deranjează, le tai. Uite, tai de aici, tai asta. Tai. Îl tai și pe ăsta, parcă am auzit că nu să-l tai pe ăsta. Ceva. 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 Uite aici dacă te deranjează asta, hai, rupi-o-și pe asta. Stai. Stai. De aici. Mai jos. Bine. Ai loc acum? Da. Uite și astea de aici. De aici tai. Avem noi... cum se cheamă? Da. O farfecă mai bună. Ce am vrut să zic, acum ești bine? Da. Nu, nu mai tăia, că nu mai înflorește la primăvară. Ce, vrei să înflorească? Păi da. Păi așa ai zis, că n-ai mai vrea să-l ai. Păi așa zic. Că nu mai vreau să-l am. Lasă-mi florească și după aia... Noapte bună. După aia noapte bună, cum zici tu. După aia noapte bună. Aici nu-i nimica? Nu. Aranjat, dar fă și tu mai adânc, că acum uite, tot am tăiat din calea ta, numai să faci cum trebuie. Da? Așa. Numai fiare, se zicea. Fiare. Au și păsări. Auzi, noi tot merem la dedemanul ăla, dar nu ne luăm ce ne trebuie. Ne uităm la globuri. La ce vrei să ne uităm? Să ne luăm niște greble, ceva pentru grădină. Da. Eu e că ale noastre săracile sunt vechi. De-abia mai poate să facă treabă. Nu, no, e suficient. Atât, atât. Așa. Tot. Mai ies aici. Nu mai la desul. Atât. Gata, nu mai lua. Așa. Nu și le mai... pune așa răruțe, fiindcă nu să-ți încapă tăte. Păi nu mai este gata. Nu mai. Nu mai. Gata. Să-l iau de acolo și sticla, să duc la tomberon. Astupă bine. Și frunzele sunt bune dacă... Da, îngrășământ. Da, îngrășământ. Numai astea trebuiau puse într-o, cum să spune, compost, să zice. Da. Dar noi n-avem unde să punem aici, da, în curte. Ca să avem îngrășământ. Da, asta e. Da, okay. Bine, draga. Draga. Mersi. Cu plăcere. Aceasta a fost realizarea aluanii. Și alu bunica. Că pun cineva m-a luat coada.
Știu și cine. Cine? Florica. De ce? Nu știu la ce i-a trebuit. Da, habar n-am. Dar nu se poate. Acum perea asta, de ce să o aruncăm? Pune-o acolo și să eventual să o întreb să văd unde o pus-o, știi? Să-mi ok. No, bun. Nu spui nimic? E curând. Acum le-am pus în pământ și la primăvară să ne bucurăm de ei, să le vedem frumoase și să le privim cu plăcere. Pace, la revedere!